Bună dimineața, dragii mei! Bine v-am găsit! Cum sunteți? Ce faceți? Uitați, dragii mei, o trecut și Crăciunul. Astăzi este luni, prima zi de Crăciun. Astăzi este marți. Marți? Da. Mai știe el. Da. Luni a fost Crăciunul. Așa că, dragii mei, uitați, ne-au mai rămas platou, ne-au mai rămas prăjitură. Noi dimineața, acum că e dimineață, bem cafeaua și după aia o să mânc un pic, o să mânc din platou, că trebuie să beau medicamentele, știți foarte bine. Da, am intrat cu voi, bineînțeles, să vă salut, să vă spun din bună dimineața. Spuneam la mulți ani, sărbători fericite, Crăciun fericit. El loc să mânce, el no, în fine, vreau să vă spun, dragii mei, mulțumesc frumos de mesaje, de cuvintele frumoase, că ați fost alături de noi, ca de obicei. Așa că, dragii mei, sunteți oameni minunat, vă mulțumim din suflet, tot timpul sunteți lângă noi, alături de noi. Nu contează ce zi, că e duminică, că e luni, că e marți, ce ar fi, că e sărbătoare, că nu, voi sunteți lângă noi și ne urați de bine și asta contează foarte, foarte mult pentru noi. Vă mulțumim din suflet. Atâtea comentarii da, frumoase. Da, așa că mi-a ieșit bea și mâncă, tăte le face. Da. Ce-am mai vrut să vă spun? Poftă la cafea, dragii mei. Mai am o gură de cafea, o gât și după aia, bineînțeles, o să mânc și eu. Vedeți? Eu fac atâta mâncare. Da, știți că am făcut două platouri. Da, una, uitați, neatinsă. Așa că, dragii mei... Merge un pic de telemea cu un puțin vin foarte bine. Nu, cum v-am spus, nu că mă laud, nu că tot timpul spun lucrul ăsta, dar să știți când, dar așa e, așa e lumea asta, nu numai eu, cred că foarte mulți dintre voi sunteți ca noi. Când este de mâncare, nu se mâncă și când nu este, lumea dorește, poftește, ar vrea. Așa că, dragii mei, așa e lumea asta, e întoarsă pe dos. Când nu este vrea și când este nu-i trebă. Mulțumim la Dumnezeu, da. Suntem sănătoși, cu bine. Așa Miriam, că cum ați petrecut, ce ați făcut, să ne scrieți, să spuneți cum sunteți. Cum v-am spus, noi am petrecut în familie, copii, Miriam, un pic încă-i răcită, nu i-o trecut. Tot răcită îi, dar un pic e mai bine față de cum a fost, mulțumim lui Dumnezeu. Ce să facem, asta este, m-am năcăjit un pic cu ea, că a făcut febră Miri. Acum începe să revină, nu-i bine, că încă nu s-a făcut bine, tot așa îi, dar nu e așa de tare. Ce să facem, un pic am fost năcăjită cu ea. Dragilor, acum urmează anul nou, mai un pic. Da, mai avem câteva zile, da, fericit. Și uitați că trece anul peste noi și suntem mai bătrâni cu un an. Așa că, ce să facem? Trece anii peste noi, fără să vrem și să dorim lucrul ăsta. Bătrânim. Da. Voi ce ați mai făcut? Cum ați petrecut? Vă salut pe toți, vă doresc sănătate, multe binecuvântări, numai bine. La toată lumea salutări, din da. Australia, din America, din de Germania, din Italia, din Austria, și din Rusia am avut da. O doamnă, din Ucraina, din Moldova. Nici nu știu ce avem aici. Cred că și din Noua Zeelandă am avut. Da, da, da. Dumnezeu da, da. Să fie lângă voi, iubiților. Uitați ce mânc eu, roșii cu brânză, că mie nu-mi place toba.
și o să mănânc ceva flisuță, dar puțin. Să știți că brânza ce a luat Mihai este extraordinar de bună. Foarte bună. Așa place la Maria. Telemea, proaspătă și foarte puțin sărată. Deci nouă nu ne place aia. Credeți-mă, e foarte, foarte bună. Uitați, e extraordinar de bună. Da. Nu știu dacă știți, deci mie, că cineva ne-a zis că de ce am cumpărat mezelul și că n-am făcut noi. Fiindcă uitați, vedeți? Că n-am mâncat nici ce am făcut și am făcut puțin și suntem 4 persoane. Și am luat atâta, o bucățică atâta. Credeți-mă că mai avem. N-am pus-o tot. Și n-am mâncat-o, fiindcă la noi nu se mâncă foarte mult. Și mai ales, uitați, vedeți toba. La Maria îi place și la mie, dar mie nu-mi place. Eu, de exemplu, nu mânc toba. Toba asta e foarte faină, să știți. Uite, aici ai mâncă. Eu prefer să mânc lisă cu boiac, aia îmi place, dar poate toba mai nu. Bună ca de casă unii. Bine, depinde omul care o face, toba. Dar asta e foarte, foarte bună. Haideți cu noi la masă. Noi din 2002, mai bine zis, în 2001, când în 2002 a murit maică mea, n-am mai tăiat un porc, o găină, o pasăre, nimic, absolut nimic. Și poate nici de aia n-am preparat. Că nu mai preparăm noi, nu mai cumpărăm să tăiem, să facem. Facă cine vrea, da, să-i fie de bine, foarte bine. Uitați, clisa asta ce vedeți aici, ce vă arăt eu, asta e făcută de mine, doar știți, nu? Eu am făcut două bucățică mică de clisă cu boia, ați văzut-o. Am cumpărat-o eu cu mâna mea, am făcut-o, am fiert-o, v-am arătat pe post cum se face, a ieșit extraordinar de bun. Nu a fost aia mai bună ce făceam noi înainte de porc, îmi tăiam, să știți. Nu-i... Foarte bun, mâncăm, mai avem încă din ea. Deci asta ne place, asta mânc și eu, și fetele, și Mihai, toată lumea. Și mai am din ea, din două bucățică mică ce am făcut eu, mai avem. Și am făcut-o acum de mai bine de o săptămână. Am făcut. Și vedeți, mai avem. Deci noi chiar nu zic că nu mâncăm, încă mâncăm foarte mult. Dar nu în halul ăla ca să ne punem să preparăm, să facem, să nu putem. Și vă mai spun ceva, în Kaiser, de exemplu, în slănină, chiar în mușchi a fumat, în șuncă a fumat, în ceafă fumată, nu cred că sunt prea chimicale, cum spun unii, nu prea, în mezeluri, da, în mezeluri, în salamuri, în cremă și în astea, dar în carne uscată, fumată, chiar dacă pune, poate să stea mai mult timp, dar nu e așa ca în salamul sau în cremușturi, deci... Na. Ce să zic? Dragii mei, așa ceva poate mânca. Haideți cu noi la masă. E foarte bun. Noi vă invităm la masă, să mâncați și voi cu noi. Ați văzut, eu mânc două, trei fire de șunculiță, un pic de brânză și bine. Toba, cârnațul, nu prea mă încântă, să știți. Mami, toba îmi place și cârnațul e bun. Nu zic că nu-i bun, da? Prefer să mânc. Cârnaț n-am luat. Iau și o bucată. Cum e cârnațul meu? Foarte fain. De la ce luam noi, de obicei, de la curtiș. Da. Noi și o să... Zice, noi suntem obișnuiți că de atât ani, de 35 de ani, de când stăm în Arad, noi luăm de acolo, din magazinul ăla, de la magazin, ca preparată din casă. Bine, luam, dar când tăiam porci și găini, gâște, rețe, din alte ce treia maică mea, nu mai cumpăra noi atâtea din alea. Aia a fost, Mihai, altă vremuri, nu acum, în urmă cu 25 de ani. Sincer, n-aș mai putea să tai porc sau niciun animal.
iau din magazin, n-aș mai putea, sincer vă spun, nu pot. Mai bine mâncăm mărar, uita. Ce să facem? Chiar m-am gândit la săracii porci. Îl crești de micuț, altul în curtea ta. Și de Crăciun îl dai să-l mănânc. Da-ți, Mihai. Ce e omul ăsta, Doamne, iartă-mă. Dragii mei, cum v-am spus, eu acum mănânc cu voi. Eu m-am pus să mănânc, că trebuie să beau medicament. Cum bine știți. Eu mai iau o tobă. Mă dau și dumneavoastră. Cu mărar. Tobă cu mărar. Mărarul am luat. Îmi cer scuze că poate... Nu-i frumos să noi mâncăm și să vorbim cu voi. Vreau să vă spun, dragii mei, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, pe toți care ne urmăriți și care nu ne urmăriți, pe toți oamenii de pe fața pământului să fie binecuvântat și ocrotit de Dumnezeu. Să vă dea Dumnezeu sănătate, un an mai bun, un Crăciun ce-o trecut. Sper că v-a fost de bucurie. Anul care vine să fie mai bun, să fie mai cu împliniri, să fiți sănătoși și voi și copiii voștri și, cum a spus, toată lumea. Ne bucurăm că sunteți alături de noi, vă rugăm să rămâneți și în continuare, vă iubim, vă îmbrățișăm, vă dorim un an care vine de un milion de ori mai bun decât toți anii care au fost pentru toată lumea. Știți, de fiecare dată zicem așa, că anii care au trecut nu au fost buni, să vină mai bun. Da, așa e adevărat, așa dorește lumea. Să vină totdeauna ceva mai nou, mai bun. În primul rând cu sănătate, cu iubire între noi, cu iubire de aproapele nostru. Aproapele nostru înseamnă orice om după acest pământ. Și să fie pace în lume, să ajute Dumnezeu să uitați aici minte. Câte nuci ne-au mai rămas, vedeți? Da. Astăzi umplute cu da. O cremă foarte, foarte bună. Mie mă place foarte mult crema din interior. Așa. Avem și, uitați, cât plăcintă ne-au mai rămas, dulcinica. Uitați, avem, e foarte bună, așa s-o moiat, da. Atâta e de bună de să topește în gură. Deci mai avem, dragii mei, mâncare, avem prăjitură. Nici nu mai facem o zi, două, nici nu mai facem de mâncare ca avem. Sper că v-a plăcut ce am arătat. V-am spus de la început că nu o să facem foarte mult, dar totuși, vedeți, am făcut puțin și tot ne-a rămas. Așa că ne bucurăm mult că ne-ați urmărit, că ați fost alături de noi. Că ne-ați... Vă rugăm foarte mult, uitați-vă, dragilor, la rețete. Uitați-vă la rețete, vă spun, uitați-vă, indiferent ce preparăm. Uitați-vă la noi la rețete. Să uită, ăștia care sunt aici, să uită. Toată lumea care ne urmărește să uită. Așa că vă mulțumim mult, vă iubim, vă îmbrățișăm. Și ce să vă mai spun? Vă spunem poftă bună, să mâncați și voi, să beți cafeaua. Veniți cu noi la masă. Bineînțeles, după masa o să mai revenim cu ceva. Să ne urmăriți că noi postăm. În fiecare zi postăm ceva. Acum o să vedeți dumneavoastră ce și cum, dar postăm. Acum cât de puțin, cât de ăsta, dar postăm. Vă arat brăduțul nostru care l-a împodobit Miriam, da, și mineul nostru care e frumos, dar nu dă căldură deloc. Și ce să facem? Mulțumim la Dumnezeu că suntem bine. Deci noi ne punem să mâncăm. Câte o bucățică. Ai mâncat deja, mai mânci? Mai iau două bucățică. Deci au mâncat, dar mai mâncă două bucățică. El tăpărând da, mâncă. Mai luăm câte o bucățică, vă dau și dumneavoastră. Ai, ce da. Să vă dau de aici? Brânză, telemea. Uitați. Să meargă până în America, până în Noua Zeelandă, până în Australia, până în Germania. Da, dragilor. Da. Deci Mihai are program, are glume în program.
De ce? N-am glume, eu le-aș da dacă aș putea. Normal, cine n-ar da? Dai la oricine dacă vine sau ăsta, normal, că dai. Mulțumesc, doamna Sanda, pentru colindă. Ai cântat foarte frumos. Eu trimis doamna Sanda colindă. Mori m-a pus-o. O ce veste minunată și-a mai pus una. Dar aia nu cântat-o, ea, nu? Doamna Piri mi-au trimis. Ce, colindă? Colinda aia cu Ungurești o pus la doamna Piri. Da, și Sanda aia că-i cântat-o ea. Mulțumim frumos, doamna Piri, doamna Sanda. La toți, da, doamna Lenuța, doamna... Nu vă știu, poate vă supărați dacă spun pe numele. La toți urmăritorii noștri care nu ne urmăresc. Foarte mulți ne-au trimis mesaje. Atâtea mesaje, Doamne, de sărbători fericite, de Crăciun fericit. Vă doim din tot sufletul. Dumnezeu să fie lângă voi, să vă iubească pe voi, pe copilașii voștri. Vă mulțumim din suflet. Am primit sute de mesaje și vă mulțumesc din inimă la fiecare în parte. Nu vă spun pe nume, voi știți cine ne-a trimis și vă mulțumim din tot sufletul. Exact ce-mi doresc mie, vă doresc și vouă. Sănătate, da, vreau să menționez o doamnă sau domn, nu știu, User, așa își pune ei numele, acum nu știu, chiar a trimis un mesaj cu sărbători fericite, cu Crăciun fericit și a zis, vă rog, dacă cumva v-am supărat, v-am greșit, să ne iertați. Dar vă iertăm din toată inima. Poate o fi mai zis ceva, cine știe, nu rețin. Că-s mai mulți din ăștia cu nume din ăsta, cu cifre, știți? Și stau eu la cifre să mă uit, User 508 sau cât, sunt mai multe. Orice caz, vă dorim din toată inima noastră toate binecuvântările la lui Dumnezeu. Da. Da, știu de cine e vorba, e o doamnă, nu e User, eu știu cine o scris. Văd mai mult și nu fi tu. Da, eu cunosc, știu după... Nu e o problemă, noi vă respectăm, vă iubim, o scris de mezeluri, dar nicio problemă. Noi atât am putut, atât am vrut. Deci asta a fost dorința lui Maria, să facem platou și asta am făcut. N-am exagerat. Nu cred că ne-am buibuit. Dacă ne ajută și Dumnezeu, poate planul viitor, nu, cumpărăm ceva carne și facem un cârnat sau un maiuș. Deci, mai vedem cum o fi. Nu promitem. A? Dacă nu, asta e. Așa că vă mulțumim la toți. Nu suntem supărat. Ați văzut, am răspuns la toată lumea cu drag, cât s-a putut. Și dacă cu inimioară, dar am răspuns, așa că cerem scuze la cine n-am răspuns, să știți că voi... Da, sunteți foarte, foarte mulți și eu de obicei dau inimioară, că nu pot să scriu la toată lumea. Mai scriu la câte unul, Crăciun fericit sau sărbători. Dar cerem scuze și să nu vă supărați cu noi. Sunteți sute de oameni, vă dați seama. No, și ne bucurăm din inimă că sunteți așa de minunați. Am băut cafea, nu mai am. Eu nu o să mai mânc, o să beau medicamentele. Am mâncat puțin, vedeți? Eu totdeauna mânc foarte des. Mânc des și mânc puțin. Noroc cu mine că mânc mai mult. Nu de aia că Mihai mâncă mai mult, sincer, nu. Deci știți că simt tot timpul că mi-e foame și atunci adevărul că aș putea să mai mânc, normal că aș putea, dar nu mânc fiindcă mă abțin. Normal că aș mânca jumătate din platou ăsta, dar nu mânc fiindcă îmi face rău. Mă abțin. Am gustat că mi-era poftă, e logic și normal, ca la orice om, suntem oameni, nu suntem din lemn făcut. Și normal, vedem, ne poftă, o gustăm așa să ne treacă pofta și gata. De sărbători fericite din nou, un an nou care vine să vă prindă cu bine, cu sănătate. Eu vă spun la revedere. Da, dragii mei, și eu vă iubesc, vă pup, vă spun și eu la revedere, să aveți grijă de voi și, bineînțeles, să ne urmăriți în continuare. Pupici! Nu uitați de noi! Și la revedere!